Bistrița. Hora este cel care deschide scorul. În minutul 8 al acestei partide, o fază foarte simplă a oaspeților. O centrare de la aproximativ 35-40 de metri a lui Wagner, reluată simplu în plasă de Ion Hora. Pasivitatea apărării farului atât pe partea stângă, cât mai ales în centru, o gaură uriașă. Cât de cât convingător. Se pune ceva probleme lui Tătărușanu. Iată acum combinația lui Băcilă și gol! Farul! Rujmir reușește să egaleze în minutul 24. Un 1-2 care a făcut mat întreaga apărare, întregul sistem defensiv al lui Ion Ovidiu Sabău, care este la margine și își ceartă elevii pentru această greșeală. Din nou probleme în zona centrală a defensivei, la fel cum a fost și la golul Bistriței, atunci a fost o eroare de marcaj. Mingea în posesia farului, care atacă acum supranumeric. Bistrițenii au un om mai puțin, Valcovici este pe margine. Cere voie să intre, dar Deaconu nu-l lasă, așa cum e normal. Și gol! 2-1 pentru Farul! În minutul 90 înscrie portughezul Chico pentru echipa lui Ion Marin. Și nu-l văd pe Ion Ovidiu Sabău, este undeva pe banca echipei sale, fără reacție la această reușită. Este a doua oară când Bistrița primește gol în finalul meciului.